Bună seara, sunt Ionuș Jivcu. Revenim și în această săptămână. Iată, nu putem fi opriți. Emisiunea Reporter 24, site-ul Reporter 24, Gazeta Nouă, World TV. Mergem mai departe în această misiunea noastră de a informa oamenii și mai ales aici în emisiunea noastră de a vă prezenta oameni din cele mai diferite activități economice, partide politice sau pături sociale. Cum până acum știți bine că am fost acuzat că favorizez partidele puterii, mai ales un partid, și că aduc oameni numai de la aceste partide, iată că a venit și vremea ca cineva de la opoziție să vină la Slatina, la Reporter 24. Uitam la frumoasa noastră burtieră. După cum spuneam, cineva din opoziție este astăzi invitatul meu. Nu e nicio surpriză, mai ales dacă ați urmărit site-ul Reporter 24 și am anunțat cine va fi. Este vorba despre doamna Elena Iotu, candidatul USR la primăria Slatina. Bună seara, mulțumesc că iată premieră, veniți pentru prima dată la Reporter 24. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Prima dată, dar ați mai fost, bineînțeles, la World TV, singura televiziune din județ și contează acest lucru. Intrăm direct în subiect. Știm că, așa cum ați anunțat și cum am spus, veți candida la primăria Slatina. Deja ați început niște activități ca și candidat, să spunem, oficiale. Ați ieșit acum pe străzi în weekend cu ocazia acestei zile. Apropo, să știți că nu... Abia acum vă dezvălui, am ținut neapărat să facem această emisiune între 1 și 8 martie, având în vedere că sunteți o reprezentantă a Sexului Frumos și vă mărturisesc că e foarte greu în Slatina și în județul să găsești pe cineva care să-și asume opiniile și să vină aici în emisiune, dar cu atât mai puțin, din păcate, o doamnă și iată am reușit în această lună dedicată dumneavoastră. După cum spuneam, de 1 martie ați avut un prim contact cu slătinenii în această calitate de candidat. Da, pe 1 martie am ieșit împreună cu colegii mei de la USR Slatina să dăruim doamnelor și domnișoarelor câte o floare, să le urăm o primăvară frumoasă, să le urăm la mulți ani. Am avut reacții foarte bune, doamnele ne-au primit, așa să zic, pe stradă cu entuziasm, ne-au felicitat și dânsele la rândul lor. Altceva? Ați vorbit și politic? Am vorbit un pic și politică, cu siguranță. Ne-am îmbrățișat. Da. Reacțiile au fost foarte, foarte bune din partea slătinenilor. Asta vreau să zic. Bine, o să discutăm pe larg că în istoria recentă și nu numai a poporului român, nu întotdeauna un candidat femeie a fost bine văzut de public, de multe ori, dacă mă întreba, spune, mai ales de publicul feminin. Doamnele, cum e? Cum le-a simțit? Le-a simțit de partea dumneavoastră? Chiar, da, le-am simțit de partea mea. M-au felicitat. Multe dintre doamne auziseră că o să fie un candidat femeie. Nu toate, vă dați seama, mă cunoșteau. Da. M-au felicitat, au fost foarte fericite că mă cunosc. Acum... Da, bine, mai până... Din început campania, da, sigur, cum spuneam, sigur, este sigur. O... Pre-campanie, prima întâlnire. Da, vă prezentați, vă arătați în fața oamenilor. Trebuie un pic să, eu sunt un pasionat de istorie, mai ales de istorie recentă, și trebuie un pic să facem așa un scurt istoric, nu neapărat scurt. Reveniți în politică acum, după o perioadă în care a stat deoparte, ce v-a determinat să reveniți în viața politică, având în vedere că sunteți un antreprenor de succes și, nu știu, lumea se întreabă ce-ți trebuie, știți cum e românul. Da, într-adevăr, am avut o pauză de aproximativ 4, aproape 5 ani, în care nu am avut nicio apariție publică, nici politică, de niciun fel. M-am rupt total de politică. În acest timp am văzut dintr-un alt unghi politica politicienii. Nu știu dacă m-am gândit în acest timp să mai revin la viața politică, însă din momentul în care am început să mai am câteva ieșiri publice,
Chiar o să vă spun o întâmplare. De asta v-am invitat, da. La un moment dat, ieșind pe stradă, m-a oprit pe stradă o doamnă. Practic m-a cam tras un pic așa de mânecă, m-a întrebat dacă sunt Elena Iotu, că am și o schimbare destul de mare de acum, față de cum arătam acum vreo 4-5 ani. Mi-a arătat o poză cu fiul ei și mi-a spus, uite, eu am încredere în tine, fiind femeie, că ai putea să ne aperi drepturile și libertățile și să faci cumva să ne aducem copiii acasă. Și îmi povestea că fiul dânsei a plecat din oraș. Da. Și își dorea foarte tare ca fiul să revină înapoi în Slatina. M-a rugat, a mai venit și o altă doamnă alături și îmi spuneau că nu ar fi trebuit să renunț la politică și ar trebui să mă întorc, mai ales văzând ceea ce se întâmplă de fapt în politica locală, că despre asta era vorba. Și cumva mi-a smuls așa o promisiune, da. Și am spus, promit că încerc să mă implic. Și asta mi-a dat de gândit. A fost cumva un declic, având în vedere tot ce simțeați și ce vedeați aici. Da, și vă dați seama că la un moment dat o simțeam și ca pe o responsabilitate și iubirea mea pentru Slatina, pentru cetățeni. Am simțit pur și simplu că este momentul să reintru în politică. Da, uite asta cu iubirea, că mi-a ridicat mingea la fileu și astăzi nu l-am menționat și nu aș vrea să-l menționez, poate la final un pic. Cum e asta cu iubirea? Adică dacă o luăm așa în plan personal, cam de când au apărut filmele astea americanești la noi din anii 90, imediat după Revoluție, a spune te iubesc și iubesc, de multe ori a devenit o banalitate. În pre-campania asta, deși e campanie în toată regula, sunt niște oameni care ne explică de ce iubesc ei Slatina. Unii dintre ei, din păcate, o iubesc doar o dată la 3-4 ani, atunci când o iubesc cu interes. De ce iubiți Slatina? M-am mai repetat și în trecut. Eu sunt slătinean. M-am născut în Slatina. Iubesc acest oraș, adică oriunde aș fi plecat în tot acest timp, nu mă simțeam acasă. Plecam la București, să zic așa, pentru 2-3 zile, în vizită la fiica mea. Abia așteptam momentul să ajung acasă. Îi spuneam chiar și soțului meu, abia aștept să ajung acasă. El îmi spunea, păi și aici e casa ta. Dar acasă eu simt că e Slatina. Deci până la urmă, pentru mine, Slatina este acasă. Și când îi vedeți pe alții, că... adică, nu... cel puțin eu, da, fiind tot slătinean și crescut aici, da, chiar în spatele sediului OLTV. Știți cum e, iubirea altei persoane, nu putem să o controlăm, nici nu putem să o verificăm. Na. Bine, când vezi pe cineva că e interesat de soarta orașului anul ăsta, nu știu, la o acțiune care a fost și anul trecut și acum 2 ani și... nu știu când, adică... În timpul în care eu am meditat, să spun așa, și m-am ocupat de familie, momentele în care eu am lipsit din politica, sau zic, viața publică a Slatinei, am observat că oamenii, în general, fac foarte multe promisiuni. Candidații fac foarte multe promisiuni. Da. Dar de la a promite până la a face este un drum foarte lung. Și nu cred că... oamenii ar trebui să se limiteze în a crede promisiuni. Cred că trebuie să le și arătăm lucrurile astea, cum trebuie să arătăm și iubirea față de orașul nostru. Ați revenit în politică și ați ales USR, deși cum v-am cunoscut eu, erați la un dat să aveți și o funcție de conducere, parcă în PNL, da, nu? Da. Eu am început să fac politică în PNL. Probabil că urma... Cine era președinte? La momentul acela la Slatina? La Olt, haideți. La Olt era domnul Moisescu. Domnul Moisescu. Da. Fără, da? Și de ce asta? De ce am ales USR. Cred că am și anticipat cumva uniunea asta între PNL și PSD. Era... aproape bine, inevitabil. Era guvernul făcut, era clar. Da, era aproape adică... inevitabil. Practic, PNL-ul, din punctul meu de vedere, și-a înșelat electoratul. Da. Nu m-aș vedea făcând politică liberală, nu m-aș vedea numindu-mă liberal într-o coaliție cu PSD.
Deci nu m-aș vedea făcând politică de dreapta. Ăsta e principalul motiv sau și felul în care, eu știu, administrată filiala? Ăsta este primul motiv pentru care nu am ales să fac parte din Partidul Național Liberal. Am rezonat foarte bine cu colegii mei de la USR. M-au convins, practic, că sunt niște oameni drepți, cerebrali. Fac politică liberală pentru că USR este un partid centru-dreapta. Da. Și pentru asta am ales USR. Și cred că o să putem să facem multe lucruri împreună. Dacă și... Da, vă rog. Și o să facem la Slatina o figură foarte frumoasă, neașteptat de frumoasă. Dacă aș fi malițios, a zice, cum i-ați răspunde dacă eu aș spune, e, sau v-aș întreba, e USR un partid mult mai frecventabil la momentul de față decât e PNL, la Slatina și la Olt? Sunt de foarte puțin timp în USR, dar să știți că oamenii vin către USR, vin către noi. Suntem și eu, ca idee, sunt genul de persoană care las ușile deschise. Oamenii au văzut că am rezonat cu USR și vă dați seama că și de o parte și de cealaltă simpatizanții USR, simpatizanții de-ai mei, cumva da. Și faceți acum, construiți o echipă. Da, chiar construim. De fapt, am cam construit. Da, echipa. Mă gândesc că poate au fost și persoane care v-au contactat direct sau indirect după ce au văzut, adică bine, a fost un zvon la un moment dat, cred că a spus și la colega Laura Mira, de ce să nu recunoaștem, că la, cred că la ea în premieră a spus, apoi a fost o conferință în care v-ați anunțat, de fapt a fost un eveniment al dumneavoastră al partidului în care ați anunțat înscrierea, da. Abia apoi o întâlnire cu jurnaliștii, cu toți jurnaliștii, nu ca în alte părți, și întrebarea era de fapt, v-au contactat și foști colegi sau oameni din PNL la modul ce ai cătat acolo, vină o casă. Da, vă dați seama că au fost foști colegi care m-au contactat, nu neapărat să mă certe, dar să mă întrebe, crezi că este potrivit? M-au sunat și foști colegi care sunt nemulțumiți de actuala conducere PNL. Știți cum, fiecare își alege și își asumă să facă politica curată. Apropo de politică curată, tot facem un apel la istorie și cred că nu v-am întrebat niciodată și profit acum, suntem în direct și trebuie să-mi dați un răspuns. Cum a fost atunci când ați plecat din PNL, ați mai făcut politică o vreme prin ALDE, cred că se numea partidul ăla, tot declarat liberal, dar v-ați dat seama repede și despre ce e vorba acolo. Cum a fost plecarea? Mai țineți, adică sigur țineți minte ce v-a determinat să renunțați la partidul în care intraseră-ți, na, mă gândesc cu speranțe. Eu am început într-adevăr să fac politică în PNL. La un moment dat, dacă nu mă înșel, după ce l-am pierdut, Dumnezeu să-l odinească, pe domnul Moisescu, s-a întâmplat ceva. Pur și simplu s-a întâmplat ceva. Nu mai era politica liberală. Nu mai aveam încredere în liderul partidului. Am simțit că toată lumea se duce așa către stânga politicii. Cred că ăla a fost un prim pas așa către această coaliție, să o numim așa. Nu am mai avut aceleași principii, nu am mai avut aceleași idei liberale, nu mai eram ascultați și am considerat eu că adevărații liberali de fapt sunt la ALDE, ALDE fiind Alianța Liberalilor și Democraților în Europa. Am plecat către ALDE. Bine, era și Călin Popescu-Tăriceanu, care totuși a fost ațean președintele Partidului Național Liberal. Am plecat la ALDE. ALDE a intrat la fel în coaliție cu PSD. Îmi și aduc aminte la un moment dat că mi se și spunea și din presă și dintre colegi că eu sunt o singura persoană din Olt care fac opoziție în coaliție. Am înțeles, deci erau niște asperități acolo, niște discuții mai contundente, da? Dar în afară de principii, vă mai aminte așa, au fost unești persoane care care aveau putere la momentul ăla și nu erau chiar liberali. Da, fără să dăm nume, mă gândesc. Da, au fost, chiar au fost. Au fost și persoane care aveau înțelegeri cu PSD. Da. De fapt, ăsta a fost și motivul. Și pentru care am plecat din PNL și pentru care am plecat din ALDE. ALDE.
Această prietenie cu PSD nu mi-a plăcut niciodată. Dar și atunci au venit mai mulți membri alături de noastră în ALDE. Și unii s-au orientat, nu, dar noi, unii s-au reîntors acum în PNL, alții fac carieră în PSD. Cum cum e politica asta? Cum e, până la urmă, totul este o alegere. Chiar și politica este o alegere. Alegem să o facem de stânga sau de dreapta. Da. Puțin sunt oamenii care rămân liberali până la capăt sau de stânga până la capăt. Cred că deja aveți o lună sau a trecut o lună de când sunteți la USR? Păi, în... de Valentine's Day. De Valentine's Day. Acum, săptămâna viitoare facem... Da, este, chiar de Valentine's Day. Este ușor de ținut minte. Da. E, iată, o dată, într-adevăr, da. Mai ales pentru dumneavoastră, pentru doamne și domnișoare, o țineți minte. Noi nu avem cum să o uităm, că atât ne-ar trebui. Dar, haideți să vorbim un pic despre cei care v-au urmat în acest partid, să detaliem un pic. Sunt, ați creat așa o emulație, oameni care au făcut politică înainte sau oameni care n-au făcut și întotdeauna au căutat un partid care să le placă, să fie mai... Să știți că, spre surprindere sau nu, alături de noi în USR au venit și oameni din fosta echipă de demult a mea. Au venit oameni... și oameni noi care nu m-au mai făcut politică niciodată, ceea ce pentru mine nu poate decât să mă bucure foarte tare lucrul ăsta. Și oameni dornici să învețe. Chiar știu că au venit și câțiva tineri și la un moment dat ne întrebau, explicați-ne ce înseamnă mai exact USR. Spuneți-ne ceva despre doctrină, despre poveste, istorie. Să vorbiți cu domnul Ghine, că dumnealui e strateg, da, glumesc un pic. Da. S-a nimerit atunci și să fie domnul președinte de la Slatina, domnul Emil Mogoșanu, și chiar le-a explicat, adică pe mine m-a încântat foarte tare să văd lucrul ăsta. Oamenii curioși și voiau să știe, pentru că au zis, domne, noi credem în USR, credem că este o alternativă liberală, da, și vrem să mergem alături de dumneavoastră. Chiar m-a sunat o persoană, m-a întrebat dacă sunt în USR, le-am spus da, pot să vin și eu. Da. Adică sunt și oameni pur și simplu normali, nu neapărat că au făcut politică. Până la urmă, a face politică, a vrea să faci un bine, să aduci bunăstare orașului în care trăiești. Nu știu acum, nu trebuie să ne punem etichete. Bine, așa ar trebui într-o societate normală, când vrei să schimbi lucrurile, să intri în politică. La noi, da, de cele mai multe ori, oamenii intră în politică pentru anumite interese. Sindromul, ne aducem aminte că avem copii, unii mai mari, unii mai mici, dar vă invit să vă uitați la prima parte din filmul Madagascar. Și acolo e personajul King Julian, regele Julian, care e un animalus care ar vrea să fie rege oriunde. Și pe o masă, dacă l-ai urca, el e regele mesei. Și pe un pantofar. Unii politicieni, din păcate, foarte aproape de noi, intră în politică pentru a primi o funcție cu orice preț, că e primar la sectorul 5 sau că e primar la Slatina, nu mai contează, primar să fie, că după aia vedem, noi schimbăm, facem, dregem, liberal, mă rog. Ați avut așa interacțiuni și cu oamenii ăștia care conduc soarta USR-ului de la nivel central? Eu știu... Încă nu. În curând o să avem și o întâlnire cu președintele nostru de la USR, domnul Cătălin Drulă. Mă gândeam dacă pe domnul Ghine l-ați cunoscut, că sunt curios. Nu l-am cunoscut. Că domnul președinte Fănel Bădici, președintele dumneavoastră de la Oltă, știe că am așa o afinitate, ghilimele, pentru ce a făcut domnul Ghinea și de fiecare dată încearcă să mă convingă că nu e așa cum spun eu și mă întrebam ce părere aveți. Tot aici rămânem pe partea asta cu eșichierul politic, uite, cuvânt pe care îl auzeam și mă gândeam că nu să-l folosesc niciodată, a venit, a trebuit să-l folosesc. Păi eșichierul ăsta de dreapta, ce se întâmplă? Cum vedeți dumneavoastră după... A stat pe margine, v-ați uitat, i-ați văzut ce se întâmplă acum pe dreapta? E clar că PNL-ul i-a tras, cum spuneam, în sub aripa PSD. Unii ar spune că ar putea să se numească PSD 2, alții glumesc și spun că se numește PSDNL. Da, eu am făcut cândva și o postare cumva să bat prin PSD înșine. Da. Da, un lucru este clar. PNL nu mai este de dreapta. PNL a devenit o filială a PSD.
Nu pot să vă contrazic, da. Da, asta nu este bine pentru democrație. Această alianță eu o văd nocivă pentru țară. Și să zic așa, și clinciurile în general între PNL și PSD, uite cum se dau și la noi la Slatina. Da. Eu le văd așa doar de ochii lumii, că după cum vedeți, la noi la Slatina, de fapt, contrele și mușchi încordați se dau doar între cei doi candidați. Domnul candidat din partea Partidului Național Liberal și domnul actual primar și viitor candidat, din nou. Dacă o să-mi spuneți acum că e o înțelegere între domnul prefect și domnul... Nu am spus că sau sunt... e doar de fațadă? Nu știu acum doar de fațadă sau nu, dar mă uitam așa, PNL cu PSD, ca și partide. Corect, nu am văzut candidează nicio... unul împotriva altul la locale, dar o listă comună. Cum, da, asta zic. Cum, dumneavoastră, dacă n-ați face politică, cum ați înțelege? Păi cum? Nu aș înțelege-o, pur și simplu nu aș avea cum să o înțeleg. Adică domnul președinte la PNL spune alegătorului, nu-l vota pe primar, pe Moț, că nu e bine și e vătav și așa, dar votează lista cu PSD unde suntem și noi de la PNL, uite. Da, de asta spun, contrele le văd doar între cei doi ca și persoane, și de o parte și de cealaltă. În județ, din câte știu și din câte am auzit, vă dați seama, nu am stat să verific aceste informații, în județ am văzut că... se fac transferuri de candidați, de primar, de consilier, de... Bine, pare că genul ăsta de flux e foarte mult într-o parte, adică spre PSD. Da. Și uite, vedeam astăzi la televizor la Antena 3, CNN, că trebuie să dăm sursa că e munca dumnealor jurnalistică, au prezentat niște stenograme din ședința PNL-ului în care... apropo, să urmează și o ordonanță în care, conform căreia aleșii locali poți să schimbi partidul timp de 60 de zile. 60 de zile înainte de alegeri. Și înțeleg că PNL-ul nu iese bine din această ordonanță și strategia dumnealor, a minților luminate, domnul Raș Bogdan și alții, e să dăm vina pe PSD, că din cauza lor s-a ajuns aici. În schimb, și dânsii au luat unde au putut, măcar cu sufletul, primarii de la PSD sau de la alte partide. Da, se întâmplă. Nu vedeți la noi, la Corabia sau unde s-a mai întâmplat... Nu, Corabia e de 4 mandate, cred. S-au propus... Sigur, sunt multe localități... Din punctul meu de vedere, cred că PNL și PSD doresc să țină captiv acest județ. Doar acest județ? Am zis să ne limităm la județul nostru. Da. Dar cum vedeți campania asta? Că sigur, v-ați uitat, la un dat, fără voia mea, am fost și eu atras în campania asta electorală, un gest urât al unui candidat, fie el și de la PNL. Cum vedeți genul ăsta așa de mesaj cu vătafii, cu presa aservită, cu... adică, plus atacuri la viața personală a jurnaliștilor, adică nu-ți convine ce scrie cineva sau ce spune la televizor, poți să-l critici, să-l acuzi că e plătit de adversar, dar să te apuci să faci referire la familie și la copiii minori și așa mai departe, mi se pare... Știți cum vorbesc din punctul meu de vedere, personal. Eu cred că, în primul rând, nu este bine, nu e sănătos să te ceri cu presa, mai ales când intri într-o... și ești într-o campanie, pre-campanie electorală și... atacurile la persoană și să atentăm la viața personală și intimă nu este potrivită. Nu e firească. Nu aș recurge la asemenea... Dar credeți că electoratul cum vede genul ăsta de campanie? Mie mi-aduce aminte de atunci când eram copil prin anii 90, când se făcea genul ăsta de linșaj așa în ziare, ce era atunci, la televiziunea unică. Din ce am luat eu, să zic așa, impresiile oamenilor de pe stradă, nu am văzut că oamenii sunt foarte încântați, adică oamenii sunt sătui de circ. Uh-huh. Că e de o parte sau de cealaltă, oamenii vor liniște, vor soluții, vor rezolvarea problemelor, vor străzi curate, interesează cu totul altceva pe oameni. Da. O să vă promit, o să vorbim și de administrație, dar mai insistăm un pic pe politică, știți că eu vorbă da. La fotbal și la politică, ne pricepem cu toții, mă rog, până când ajungem să fim noi care luăm deciziile și atunci se vede cu adevărat care e priceperea. În continuare, spuneam mai devreme că e așa un concept că românii ar fi misogini și că mai ales chiar femeile sunt cele care
Nu știu, nu vor ca un reprezentant al lor să ajungă într-o funcție ca aceasta. Cum vedeți la stadion? Cum simțiți ca trăitor din acest oraș? În general, românii nu sunt mai misogini decât restul europenilor. Da. Implicit Slatina. Chiar am auzit un lider politic de curând. Uh-huh. Chiar de curând am auzit spunând că Slatina nu este pregătită să aibă un primar femeie. Putem să spunem cine e liderul? Nu îi dăm numele. Da. Nu am auzit și argumente. Era de dreapta sau de stânga? De dreapta, mă gândesc. Da. Că la dumneavoastră acolo e... La dumneavoastră e bolșevism mai mult în prezent, din păcate. Da. Nu am auzit și argumentele. Știți cum e? Puterea argumentului face, cred că, și diferența între a fi un lider și a simula a fi lider. Da. Bine, și care e mesajul pe care îl dai ca lider către popor? Nu știu, respectul pentru... Asta zic și eu. Dar din reacțiile oamenilor cu care am interacționat pe stradă, din social media, Facebook și așa mai departe, eu cred că semnalul este sigur da. Da, Slatina este pregătită pentru a avea o femeie primar. Da. Să trăim și să vedem, da. Bine, oricum, e având în vedere politica, că se vede că sunt aproape numai bărbați, din păcate, mai ales în principalele partide și dacă e să luăm guvernul României, cred că sunt trei femei în întreg guvernul, cred că e doamna de la justiție, doamna de la cultură, am mai și doamna la externe, sunt vreo patru, și doamna de la... Da. Dar, în orice caz, puțin față de ce se întâmplă la nivel european. Dacă ne uităm, președintele Comisiei Europene femeie, președintele Parlamentului European femeie, președintele Parchetului European. Așadar. O femeie, deci trendul este ok. Vreau să vă mai întreb și tot pe partea de politică, ce se întâmplă cu această alianță care s-a făcut la nivel național. Încă n-am auzit ce se întâmplă aici, la nivel local. Mărturisesc că l-am văzut pe domnul de la Forța Dreptei, mereu îmi scapă numele dumnealui, dar mi apare în feed-ul de Facebook și face o campanie decentă și atinge unele puncte nevralgice ale administrației actuale și nu aruncă cu nimic în ventilator, ca să zic, sau nu denigrează. Pur și simplu arată lucrurile și întrebarea dacă... O să fie candidat unic, o să candidați împreună, separat? În primă fază, Alianța Dreapta Unită a fost făcut pentru alegerile europarlamentare. Însă, ținând cont de faptul că acum o să fie împreună cu alegerile locale, probabil că o să mergem împreună. Încă nu s-a discutat la nivel local care cum o să mergem. Așteptăm ca domnul președinte. Pe cine trebuie să facă primul pas? Știți cum? Primul pas, probabil că o să aibă o întâlnire de a alianței la nivel local în curând și o să se lămurească și să se hotărască. Eu sunt foarte deschisă, adică... Da, o să faceți un sondaj și cum pică sondaj, adică sunt mai multe idei. Unu, USR, partid parlamentar, e îndreptățit să fie el cel care dă candidatul la primar. Asta e un scenariu. Doi, facem sondaj, ce decide poporul? Care ar fi? Eu sunt deschisă și la sondaj și la decizia partidului. Sunt deschisă la absolut orice fel de discuție. Da, aveți semnale de la cei de la Forța Dreptei? Că de PMP nu vă întreb că nu există. De la Forța Dreptei aveți semnale că și dânsii sunt deschiși? Și... Cred că da. De ce nu? Până la urmă suntem o alianță, mergem împreună la europarlamentare. Dar ar fi potrivit să mergem împreună și la... locale. Păi asta zic, ați fi un pic ăștia de la PSD și PNL dacă nu mergeți împreună. Adică ziceți, nu vota pe Elena, dar votează-ne împreună la... Da, eu cred că o să, mai mult ca sigur, să mergem împreună. Nu am discutat, n-aș putea să vă dau foarte multe amănunte vis-a-vis de alianță. Cert este că această alianță este foarte puternică. Vom avea un rezultat foarte bun, inclusiv la europarlamentare și la locale, la fel. Da. Mai mărturisesc că aveam discuții cu președintele Fănel Bădici și apreciam campania pe care dânsii o făceau până să veniți dumneavoastră în USR, în plan local, la fel cu lucruri pozitive și cu, cum spuneam,
să pui punctul acolo, să pui degetul acolo pe rană unde doare, unde oamenii au nevoie. Și exact îi explicam că ar fi nevoie de, și de o imagine pentru a lega de acest mesaj și iată acum dumneavoastră sunteți acea imagine, dar mai departe ați pregătit și o echipă pentru consilieri locali, adică e prematur, ține și de negocierea pe care o să o aveți cu colegii de alianță? Da, dacă cred că cel mai important este să discutăm în alianță aceste aspecte. Da, că uite, ăștia de la PSD și PNL au zis că la europarlamentare, să nu creadă lumea că vor candida, sau cine știe, poate vor candida pe listă comună și la locale, încă prematur și poate vedem... Mai este timp. Da, și știți cum e în politică, niciodată să nu niciodată. Cei de la spun că o să fie, mă rog, ce a ieșit în presă, listă fermoară, adică locul 1 o să fie o doamnă independentă, înțeleg, vedem așa, și apoi 2 cu 2, 2 PSD, 2 PNL, exact ca un fermoar când se închide, știți? Da, da, da. Deci, da, foarte, da, aveți în minte câteva persoane, eu știu fără să dăm numele, adică mă gândesc că da, aveți sunt, o echipă. Da, avem schițat și lista de consilieri, chiar dacă da. Noi suntem încă... Da. Că, spre exemplu, în urmă cu 4 ani, USR-ul n-a prezentat listă completă. Dacă ne aducem aminte, mi se pare că au pus vreo 7 persoane. S-au gândit, da, cam atât credem noi cu vă în spate. Din câte știu, acum 4 ani, cred că a ieșuat cumva și o negociere cu PNL, da, 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 dacă nu mă înșel. Da, da. Deci, și se înțelege. Ați învățat din, din greșeli, cum ar veni. Din greșeli, da, sigur. Da, haideți că trecem la partea de administrație. Știu că aveți între primele lucruri pe care le-ați făcut, după ce v-ați luat candidatura, ați creat acel grup de Facebook, da, că suntem în această epocă când acolo ne strângem cel mai bine. Știu că le cereți oamenilor să vină cu idei, astfel încât cum se desfășoară acolo da, activitatea. Da, acest grup a fost... Spuneți-i și numele, vă face reclamă gratuit. Acest grup se numește Slatina Ești Tu. Da. A fost făcut cumva la îndemnul slătinenilor. Am vrut să creez ceva unde toată lumea, toți slătinenii să poată să-și pună punctul de vedere, fiecare să poată să deschidă orice fel de discuție, să ne sfătuim, să vină cu propuneri pentru cum văd ei Slatina și așa mai departe. Grupul merge foarte bine, văd că crește pe, în fiecare zi câte puțin. Da. Este interactiv. Și discutăm. Cam care ar fi discuție? Care sunt? Spuneați mai devreme, marea... străzi curate, etc. Da? Așa, dacă ar fi da, să vorim mai... Mai pe larg, fiecare cetățean și slătinean vine cu câte o idee. De exemplu, ce s-ar putea face, să zic, strigent în momentul în care devii primar. Da. Adică și cele mai multe cereri au fost pentru străzi curate. Da. Bine. Apa. Eu să fiu avocatul diavolului, să spun că e șantier la apă și că de-aia până una alta să stupăm canalele. Grădinițe. Adică oamenii își spun ceea ce își doresc ei. Ce impactează exact, în viața lor direct. Da, da, nu... Cum am spus și eu și am făcut chiar și o postare unde am spus că prima chestie care aș face-o ar fi înlăturarea barierei dintre instituții și slătineni. Simțiți că e o barieră între instituții? Adică nu sunt da, chiar așa de accesibile? Nu mă refer la o barieră pur și simplu imaginară. Da, da, da. Mă refer pur și simplu la... Ați văzut cum sunt... Sigur, da, da, știu că a fost cu pandemia, că fiecare, da, da, da. Dar parcă e mai liberă discuția, este și mai prietenoasă, poți să vorbești un pic mai degajat, așa. Cred că e bine și de o parte și de cealaltă. Da, apar și proiecte de-astea mai fanteziste, așa că mi-aduc aminte... La un moment dat, cineva, că vă aminte, posta forma Esplanadei, era o gradenă spre Olt și da, cerea cineva să se facă de acolo până pe dealul grădinii, știu, un teleferic, cum e în Tiroliană. Brazilia. Da, da, da. Nu, nu, nu. Cum e ăla în Constanța, la Mazăre, știți da, da, cum da, se numește la domnul? Telecabină. Da. O telecabină. Adică sunt și genul ăsta sau oamenii sunt serioși și... Nu, oamenii, nu, chiar sunt serioși oamenii. Chiar sunt serios. Dar la... Ceilalți candidați, nu știu, la ăștia după dreapta. Aș vrea să-i dau numele, că nu vreau să-mi fac reclamă, i-am făcut destul. Ați adus și vreun proiect așa, în afară de lucrurile negative? Ați înțeles care e proiectul de căpătii al oamenilor, al omului de pe dreapta? Că pe dreapta este și dumneavoastră, pe dreapta spuneți dumneavoastră că este, deși e pus de Marcel Ciolacu, președintele PSD l-a pus.
Da. Știți cum e cu proiectele? Până la urmă, proiectele sunt făcute, sunt scrise din dorința, născute din dorința oamenilor, din ceea ce și-ar dori și din necesitatea lor. Asta înseamnă proiecte. Și vă dați seama că e posibil ca noi, 5 candidați, să avem poate un proiect sau două proiecte comune. Uh-huh. Asta nu înseamnă că, bine, se mai întâmplă să mai împrumutăm, dar până la urmă vorbim de nevoia cetățeanului. Dar există pericolul ăsta că să anunțați dumneavoastră un proiect și la un moment dat să fie luat de alt? Am auzit că mai există acest pericol. Eu am anunțat unul dintre proiecte, Spitalul de Pediatrie, la fel consider că este necesar, adică nu e ca o marcă înregistrată un proiect. Da. E un proiect pentru oameni, până la urmă. Un spital de pediatrie consider că este chiar necesar. Mai sunt și alte proiecte vis-a-vis de divertisment. Sunt proiecte, eu la sfârșitul săptămânii viitoare mă întâlnesc cu echipa... Haideți să o luăm până. A zis să detaliem cu spitalul de pediatrie. De ce e necesar? Unde ar apărea? Că na, cunoaștem Slatina, unii nu o cunosc cum o cunoaștem noi. Îi lași la gară, nu știu dacă ajung la prefectură. Și problema principală e, uite, ne chinuim să facem la Craiova un spital regional, am avut la un moment dat și banii europeni și, deci aveam bani, aveam teren, aveam de toate, nu s-a făcut nici acum. Și trebuiau 5 regionale, cred că doar la Iași s-a turnat sau la Cluj o fundație și cam acolo suntem. Eu o să prezint în proiectul de campanie și soluțiile. Sunt soluții pentru a face un spital, chiar sunt soluții, pentru că vorbim totuși și... de Slatina, Slatina poate să atragă fonduri, Slatina poate să atragă investitori. Adică n-ar trebui neapărat făcut din fonduri publice Ministerul Sănătății sau... Nu neapărat. Adică putem să ne orientăm foarte mult, pentru că avem multe portițe. Da. Alte proiecte le discutăm, sunt foarte multe proiecte care, de care oamenii, să zic așa, ar avea nevoie. Doar că noi chiar la sfârșitul săptămânii am hotărât să ne întâlnim echipa de campanie și câțiva colegi și ai noștri să punem pe hârtie, să zic, vreo cele 7 proiecte mai stringente. Dar vorbea și de partea asta de distracție, care aici care ar fi principala nemulțumire, să-i spunem. E cinematograful, că nu e deschis, deși sala de teatru e deschisă, apropo, dacă ar fi să răspundem unor dezinformări făcute recent pe Facebook, sala de teatru e deschisă, cele două sale de cinematograf nu funcționează. Dacă mă întrebați pe mine, și înainte de a fi închis, înainte de pandemie, puteai să te duci cu 3 minute înainte sau să fi început filmul și găseai bilet, adică nu era o afluență foarte mare la cinema. Da, bine, acum la cinema, dacă mă duc mâine să-mi iau bilet, nu cred că găsesc. Acum nu mai funcționează, nu mai rulează. Asta e clar. Tocmai pentru asta am și înaintat și eu o cerere pentru a ști ce s-a întâmplat cu cinematograful. Da, deci nu vorbiți înainte să nu știți asta, mă rog, e un aspect. Vorbeam de proiecte. Da, vorbeați de petrecerea timpului liber. Da, asta pentru petrecerea de timp liber. Sunt câteva proiecte care ar putea fi făcute în Slatina, însă ar trebui și terminate proiectele începute de alții primari de-a lungul timpului. Putem să dăm un exemplu? Uite, de exemplu, pădurea Strehareți. Da. Acolo ar putea fi, să zic, dezvoltat mult mai mult. Acel proiect început ar putea fi dezvoltat. Adică trebuie neapărat să începem noi alte proiecte noi. Da. Putem să continuăm proiectele începute de alt primar. Pentru că trebuie să terminate și astea, că dacă vin acum, se întâmplă să avem 5 mandate, 5 proiecte... Am înțeles că dacă vine prefectul primar, dă tot asfaltul ăla de acolo, de la pus actualul primar la Strehareți, băncile aici, că nu sunt bine puse, bagă buldozerele și îl face dumnealui. Cred că dacă vine curtea de conturi după aia sau frum parchet, eu știu, să zică, domne, păi dacă era deja asfalt acolo, de ce l-ai drămat? Da, nu știu. Astea sunt niște detalii, să zic așa, care nici n-aș vrea să le dau importanță. Proiectul pentru pădurea Strehareți, da, este unul dintre proiecte, se poate dezvolta, o să ies la un moment dat și o să specific exact cum văd eu, cum văd oamenii de lângă mine, cum văd mare parte din slătineni pădurea Strehareți de altă dată. Discuții au mai fost vis-a-vis și de centrul nautic, ar putea fi regândit. Da. Adică putem cumva să facem totul mai modern. Să facem Slatina mai modernă, să continuăm și alte proiecte. Poate și domnul Darius Vulcu a început un proiect și nu l-a terminat.
Și domnul, da. Na. Și domnul Sigur. Emil Muț poate a început un proiect și nu îl poate termina, pentru că de data asta o să vină la primărie o femeie. Iată, bine. Da. Dar din punct de vedere al, sunteți om de afaceri, sunteți, vedeți economia la firul ierbei. Credeți că și pentru investitori ar putea fi făcut mai mult? Avem un parc industrial? Da, și pentru investitori ar putea fi puțin regândită Slatina, am putea să atragem și alt tip de investitori. Și relația noastră cu platforma industrială poate ar putea fi regândită. Da. Sunt foarte multe lucruri de făcut și să știți că e un avantaj să vii din mediul privat în administrația publică. Da, uite, după pauză să-mi răspundeți, știm, și eu am lucrat doar în mediul privat și am văzut cum se face la administrație doar așa, de la distanță, dar e clar că administrația e mai greu aia, adică îți dorești să faci astăzi ceva, s-ar putea peste 2 ani să-l vezi făcut. Când ai firma ta, când ești în economia reală, vrei acum, peste 2 ore l-ai. Credeți că va fi un impediment ăsta? Răspundem după pauză, o pauză de publicitate și revenim cu candidatul USR Slatina, la primăria Slatina, doamna Elena Iotu. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Arvin la emisiunea Reporter 24, sunt Ionu Jivcu, alături de mine este doamna Elena Iotu, candidatul USR, deocamdată, la primăria Slatina. Deocamdată USR, nu candidat deocamdată, ca să fim clari. Vă întrebasem înainte de pauză, cum vă gândiți la această trecere din antreprenoriat în această muncă sisifică, cu documente, cu studii de fezabilitate, prefezabilitate, expiră studiu, nu avem finanțare și așa mai departe. Știți cum, printre primele mele meserii, să zic așa, eu am lucrat la o firmă care accesa fonduri europene. Uh-huh. Cred că am fost chiar și printre primii colaboratori ai lor. Așadar, a fost un pic de... Am lucrat un pic cu administrația încă de acum mulți ani, să zic așa, din adolescență. Se îmbină foarte bine administrația cu mediul de afaceri. Ar putea fi chiar un plus. Și chiar este un plus. Da. Și spuneați de proiecte, că nu pot fi gata la timp și așa mai departe. Să știți că sunt proiecte care pot să dureze pe durata a 2 mandate, ca idee. Adică nu trebuie neapărat, știți cum, dacă vreau să schimb acum tot orașul, n-ai cum să-l termin într-un mandat. Dacă vrei să faci strada Oituz, spre exemplu, care e acum în lucru. Uitați-vă la autostradă, la drumul expres da. Și așa mai departe. Adică sunt lucruri care se fac, poate într-un an, altele care se fac în 2 ani, trebuie să gândim realist. Sunt lucruri care le poți realiza abia în 5 ani, ca da. Idee. Un punct de vedere important ăsta, că gargara e că, dacă ne ducem aminte, cred că în 2019 au fost ultime alegeri europarlamentare și un domn, Raj Bogdan, și-a avut campanie cu să taie pensie speciale, dacă ne ducem aminte, deși, unul la mână, Parlamentul European are treabă cu legislația de pensii direct, da? Doi la mână nu era o problemă a Parlamentului European. Așa că e ușor să vorbești, să stai pe TikTok. Da, și bine, pe alte... subiect mai delicat sau cu pensiile speciale, sigur. Dar... Da, bine. Partidul pe care acum reprezentați are o luptă cu tăierea pensiilor speciale, având în vedere că, din păcate, nu s-a realizat da, până nici acum. Eu nu sunt de acord cu pensiile speciale, pot să spun. Sigur, și... nici eu. Dar uite, mai fac o paranteză aici, că mai aici cu pensiile speciale mă mănâncă pe mine altceva. Știați că sunt și jurnaliști care au pensii speciale? Sigur că nu știați. Nu. Deși am mai spus-o la emisiunea aceasta, e o organizație care se numește UZPR, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. E singura organizație de utilitate publică și dacă ești la pensie ca jurnalist, te înscrii la dânsii, chiar dacă nu l-ai plătit o cotizație anuală, poți să plătești retroactiv și ți se dă o adeverință și te duci cu ea la casa de pensii și se recalculează pensia și îți mai dă jumătate din cât ești în plată. Ai ieșit, să zicem, cu 2000, mai e 1000, 3000. Dar doar dacă ești în această asociație. Această asociație, și la Olt, dar nu numai, a fost căpușată de oameni care nu au făcut presă în viața lor,
care au făcut cu totul alte activități, dar datorită unor afinități cu conducerea, conducerile UZPR, sunt acum jurnaliști pensionari speciali. Deci am, cu atât mai mult sunt împotriva pensiilor speciale, încheiem paranteza. Dar trebuie să spun că nu am mereu ocazia să spun asta. Vorbim un pic de politică, dar de această dată națională. Știu că dumneavoastră sunteți un om mai pragmatic, vă place să vorbiți pe proiecte, încă nu puteți să le spuneți pe toate, că știm că toată lumea se uită la noi, mai ales unii care, nu știu, poate notează ce faceți dumneavoastră. Dacă ați pierdut ceva, să știți că cred că o să fie emisiunea pe YouTube încă din seara asta, simt eu așa. Deci dați refresh pe canalul World TV și o să apară acolo și acolo puteți dați înainte, dați înapoi. E foarte ușor. Da, nu ne ascundem. Cum ați primit decizia asta cu comasarea legilor? E un avantaj, un dezavantaj, având în vedere că totuși v-ați apucat recent să construiți o echipă aici la USR Slatina? Comasarea... Adică, de fapt, nu e vorba de comasare, e vorba că s-a scurtat calendarul, de asta vă întreb. De fapt, până la urmă, comasarea a fost și uniunea între PNL și PSD, că de aici a plecat totul. Ceea ce pot să vă spun este că noi suntem pregătiți. Da. Suntem pregătiți și asumați. Și ori de era în septembrie, acum, nu făcea oare diferență? Sau? Făcea diferență, cum să nu? Clar că făcea diferență, pentru că, ținut cont de faptul că și eu sunt de foarte puțin timp ancorat în politică, conta pentru mine să am așa un timp puțin mai lung pentru Pe prefect l-am auzit la o televiziune națională că îl avantajează. Cum comentați? Păi nu dânșii au făcut-o PNL deci, cu PSD? Deci e făcut în avantajul dânșilor. Păi clar. Da, e un pic ciudat, nu știu. O să fie greu și pentru noi, pentru presă, pe perioada asta a campaniei electorale, să le explicăm cititorilor noștri cum e, domne, deci sunt adversari în local, dar sunt aliați la europarlamentare, nu știu, știți cum e? E ca până cu ceva vreme când prefectul, deși era pus de guvern, nu putea să fie membru de partid, acum poate și uite ce s-a întâmplat, mă rog. Credeți că partidele astea extremiste sunt o problemă reală? Așa, nu neapărat la nivel local, cât... că unul dintre argumentele aduse de liderii PSD și PNL pentru această alianță, domnule, să stopăm aur și șoșoacă. Credeți că e real sau e doar o chestie de percepție? Da, eu cred că ceva este. Până la urmă, aur și Simion sau cine mai este, doamna șoșoacă, vin cu un mesaj naționalist, se adresează românilor profund nemulțumiți de partidele vechi. Da. Am putea să și denumim PNL și PSD pentru că fac parte din cele mai vechi partide, chiar dacă au mai avut ei câte o alianță, denumiri, să zic așa denumiri. Sau așa. Deci acești, să zic eu, au câștigat foarte mult procent pentru că s-au folosit cumva de cetățenii nemulțumiți. Exact. Da. Acum, faptul că mai merg și cu minciuni electorale ca să fure votul românilor, nu văd că ar avea soluții. Din punctul meu de vedere, cred că promovează doar politici anti-UE și oamenii care au plecat de la alte partide, nemulțumiți. Da, chiar vedeam astăzi o știre cu domnul Simion care, pe surse, ar fi dat ordin să fie primiți toți. Adică oricine vine, oricine bate, să se dea drumul la traseism și vedem noi după aia. Da, vedem. La modul ăsta. Dar apropo... Păi vedeți, asta e... A venit asta cu traseismul și acum voiam să vă întreb de candidatul AUR la Slatina și... Na. Că și dumnealui a fost la PNL, cu el la AUR, a mai fost dat până la niște partide. L-ați prins coleg pe domnul Buliteanu la PNL? Da. Credeți că electoratul de dreapta o să treacă pe partea asta cu AUR acum că e domnul Buliteanu acolo și am văzut că ar sta bine în sondaje, că mă rog, se bate cu domnul Moț direct, am înțeles. Știți cum și cu sondajele, fiecare partid cred că are lista lui de sondaje și de rezultate. Nu știu ce să vă spun, nu am cunoștință despre... Poate da, poate nu. Da, sigur. Nu știu. Rămâne cu semnul întrebării. Rămâne cu semnul întrebării. O altă întrebare ar fi, credeți, e clar că USR-ul suferă după
experiența negativă de a guverna cu PNL. E clar că știm suferă mult, după. După. Da, nu, da. Nu tânjește după, da. A fost avariat grav după ce s-a întâmplat acest lucru, având în vedere și cum s-a făcut această rupere de alianță și a urmat după aia. Întrebarea ar fi, credeți că USR la nivel național are puterea să mai revină la măcar ce a fost în 2016, dacă nu ți-am amintit, cred că atunci a fost vârful cu domnul Nicușor, care a intrat în Consiliul Local. Și apoi din USB a devenit USR și au luat un procent important, cred că peste 17% atunci în Parlament. Ținând cont de faptul că, vedeți, tot ne legăm de, nici n-aș fi vrut să pronunț atât de mult PNL și PSD, tot de aici pleacă. Ținând cont de faptul că PNL este în coaliție cu PSD, cred că ar trebui cumva să se căsătorească să... Ai o singură denumire, ne-ar fi mai ușor să vorbim. FSN? Glumind. FSN, da, bună asta. Nu mi-a părține, s-a zis. Eu cred că USR astăzi și la următoarele alegeri o să plece de la procentul pe care l-avea în 2016, dacă mă întrebați pe mine. Și de aici o să crească, spuneți. Și de aici o să crească, da. Am înțeles. Deci un procent cu 2 în față. Electoratul liberal o să pedepsească PNL-ul. Și își îndrepte foarte mult privirea către USR și către Alianța Dreapta Unită. Și rămânând aici, cine ar putea fi viitorul președinte al Republicii România? Cred că, evident, cel mai bun președinte al Republicii România nu poate fi altcineva decât o persoană din dreapta politicii. Da. Cred că domnul, exact cum l-a denumit și domnul Drulă, a spus că o să fie un om integru și curajos. Acum, chiar dacă sunt subiectiv, vreau să spun că mi-ar plăcea foarte tare ca domnul Drulă să fie desemnat din partea Alianței Dreapta Unită către prezidențiale sau, de ce nu, Elena Lasconi. Deci și Elena Lasconi, că, mai uite, dumneavoastră a zis, da, nu planificați să vă trebuie de Elena Lasconi. Cum ați văzut? Nu erați încă în USR atunci. Cum? A fost prea, s-a exagerat prea mult din cauza mass media, bineînțeles, nu? Că noi suntem de vină de fiecare dată. Știți cum e? Sau... vă referiți la... La scoaterea dânsei de pe lista de europarlamentare, până la urmă. Da, probabil că a fost și din cauza situației pe care a avut-o, neînțelegere pe care a avut-o atunci cu, cred, cu fica dânsei. Da, a contat. Bine, ce am văzut în public și noi, că nu... Dar, din punctul meu de vedere, doamna Elena Lasconi chiar este un lider foarte bun. Chiar mă uitam, vorbeam și cu colegul meu, Fănel Bădici, a tras foarte multe fonduri, chiar la dublu, cred de Argeș. E o doamnă care... Chiar da, și-a făcut treaba cu prisosință acolo, nu putem să negăm. Și în general să știți că femeile sunt foarte bune când vine vorba de administrație locală. Și de administrație, în general, că dacă n-ați fi dumneavoastră doamnele, nu știu cum ne-am descurcat noi bărbați, având în vedere că e și luna asta. Da. Am pregătit în continuare un quiz, spun americanii, un set de 1, 2, 3, 4, 5 întrebări cu variante de răspuns. Quiz. Da. Eu vă întreb, noastră răspunde și după aceea comentăm la final, dacă sunteți de acord. Da? Da. Nu e nimic pregătit, e totul subit. Bun, prima întrebare. Primar imediat acum sau consilier 4 ani înainte de a fi primar? Primar. Ludovic Orban sau Tomac? Nu puteți să ziceți Drulă. Nu pot să zic. Ludovic Orban. Liberal PNL sau liberal USR? Liberal USR. Slatina sau sectorul 5? Slatina. Mario Demețu sau Gigi Stirbu? Aoleu, pot să nu răspund? Vă permit că... Da, stai drăguț. Cum, care a fost... Mă așteptați la variantele astea? Asta chiar a fost. Deci prima e cea mai serioasă, dacă mă întreba să vine. Deci ați prefera să luați de acum frele comunității în loc să așteptați? Știți că unii spun, mai ales având în vedere că sunt un singur tur, numai ca înainte. Da,
Acum, ca să lămurim și o situație care o mai auzim așa, discuții la nivel de bârfă pe la noi prin oraș, vreau ca oamenii să știe că noi avem șanse reale pentru a câștiga primăria Slatina. Chiar cred că oamenii văd, au văzut această alianță între Partidul Național Liberal și PSD și pot să spun că sunt singurul candidat liberal al Slatinei. Nu pot să vă contrazic, încheiem cu această idee și vă mulțumesc pentru prezență. Sper să mai ne onorați cu prezența și altă dată când o să reușiți să ne prezentați acele proiecte concrete fără teama de a fi ele copiate de alții. Da, cu drag. Vă mulțumesc și noastră dacă v-ați uitat la noi. Dacă nu și ați auzit că a fost un quiz foarte interesant la final, cu siguranță o să ne vedeți poate în reluare mâine la OLTV de la ora 18:20. Suntem pe YouTube, cred eu, încă din această seară. Dacă nu, ulterior o să fim pe reporter24.ro și pe oltv.ro. Mulțumesc că v-ați uitat la noi. Până data viitoare, sunt Ionu Jivcu. Toate cele bune! Dar.